Când cineva spune cu 10 ani în urmă, cu toții ne gândim la anii 2000. Cu siguranță nu sunt singurul care simte asta. Și totuși, într-un singur deceniu au fost făcute atât de multe descoperiri și lucruri interesante care ne-au făcut să înțelegem mai bine cum funcționează lumea în care trăim. Haideți să ne întoarcem în timp și să aflăm despre ce este vorba. Astăzi o să enumerăm 50 de lucruri descoperite în ultimii 10 ani. Nu ezita să vă abonați la canalul nostru în cazul în care vă place ceea ce facem. Oamenii de știință au descoperit un deget care aparține unui strămoș de-al nostru încă nedescoperit la acea vreme. Acestei noi specii de hominid i-a fost dat numele de omul de Desinova, însă oamenii de știință nu sunt siguri de cum arătau. În acest an a fost inaugurată oficial cea mai înaltă clădire din lume deschisă publicului. Numele său este Burj Khalifa, se găsește în Dubai și are o înălțime de 828 de metri cu 163 de etaje. A fost de asemenea anul în care a avut loc cel mai mare ambuteiaj rutier din istoria noastră. S-a întins pe 99 de kilometri și a durat 12 zile. Așa că atunci când rămâi blocat pe Iuliu Maniu, gândește-te mai bine înainte să te plângi. Experții au găsit o nouă specie de rechin în Golful Mexicului, însă este surprinzător faptul că sunt foarte mici, atingând 14 cm și arătând precum un mini cașalot. A fost descoperită o șopârlă cu burta galbenă care a evoluat pentru a naște pui vii. Este o specie de șopârlă australiană care se reproduce de obicei prin depunerea ouălelor și totuși câțiva din semenii săi care trăiesc în medii mai reci au început să nască pui vii și nu mai depun ouă. Nava spațială Discovery, care a fost activă încă din 1984, și-a luat cel de-al 39-lea și ultimul zbor în acest an. Pe data de 31 octombrie, populația lumii a crescut la 7 miliarde de oameni. În 2011 s-au împlinit 165 de ani de la descoperirea lui Neptun, însă cu toate acestea, pe 12 iulie în acel an, planeta și-a completat prima orbită cunoscută în jurul Soarelui. Chiar dacă nu este prima dată când a încheiat o mișcare de rotație, în 2011 a fost pentru prima dată când noi oamenii am observat asta. O persoană a băgat un strugure tăiat pe jumătate în cuptorul cu microunde și a descoperit că ia foc. Sunt sigur că este aparent bizar, însă oamenii de știință au folosit acest experiment în studiile lor de fizică. Acesta este anul în care majoritatea oamenilor credeau că lumea va lua sfârșit, totuși, din fericire, nu s-a ajuns la asta. Venus a trecut direct printre Soare și Pământ. Acest lucru este special pentru că se va întâmpla din nou în 2117. NASA a aterizat cu succes un rover numit Curiosity pe Marte. A fost cel de-al patrulea trimis de NASA și a străbătut suprafața planetei pentru a afla dacă a existat vreodată viață acolo. Felix Baumgartner a devenit prima persoană care a spart bariera sunetului fără folosirea unei mașini inventate de om, ci prin cădere liberă din stratosferă. Printr-un studiu efectuat de Academia Națională de Științe din America, s-a descoperit că maimuțele experimentează aceeași criză a vârstei mijlocii pe măsură ce îmbătrânesc, la fel ca oamenii. Pescarii au descoperit că peștele somn vânează cu succes porumbei. Animalul a fost surprins pe camerele de vedere făcând acest lucru. Oamenii de știință au descoperit bacterii care folosesc minerale din sol pentru a conduce curentul electric în ciuda dimensiunilor lor foarte mici. Cercetătorii au studiat o plantă veche de 300 de ani unică care crește doar pe două stânci din Spania. Potrivit descoperirilor, furnicile sunt cele care țin planta în viață. A fost recunoscut că un fruct din Africa are cel mai intens colorat țesut descoperit vreodată într-un studiu biologic. Fructul reflectă 30% din lumina ambientală și este de culoare albastru-mov. Institutul de Tehnologie din California a raportat că există cel puțin 100 de miliarde de planete doar în galaxia noastră. Un schelet a fost descoperit sub o parcare din Anglia. După luni de analizare, cercetătorii au stabilit că acesta a aparținut regelui Richard al III-lea. Oamenii de știință au descoperit că ghepardul nu se supraîncălzește atunci când aleargă cu 113 km pe oră, în ciuda faptului că este cel mai rapid animal terestru.
În urma unui studiu efectuat în psihologia socială s-a concluzionat faptul că fonturile mai greu de citit sunt mai convingătoare. Acest lucru se întâmplă pentru că cititorii sunt forțați să încetinească ritmul, să citească cuvânt cu cuvânt și prin urmare petrec mai mult timp gândindu-se la fapte. Primul burger creat complet în laborator a fost făcut. Producția sa a durat 2 ani și a costat $325,000. Poate că acum vacile vor avea o speranță mai mare la viață. Oamenii de știință au descoperit vapori de apă ce proveneau de la planeta pitică Ceres, care este totodată și cel mai mare asteroid din sistemul nostru solar. Arheologii au excavat un sit care se afla sub două temple antice din centrul Romei. Acolo au fost descoperite ofrande, diverse figurine și vase de băut din lut. MAVEN, sonda spațială a celor de la NASA, a ajuns pe Marte cu misiunea de a studia atmosfera planetei roșii. Un modul lansat de sonda spațială numită Rosita a aterizat pe cometa 67P. Rolul modulului a fost să analizeze suprafața cometei atunci când aceasta se apropie de Soare. Oamenii de știință au studiat 48 de specii de păsări timp de 4 ani și au anunțat în cele din urmă că potrivit geneticii păsările au evoluat direct din dinozauri. Cercetătorii au examinat un punct roz de pe capul unei broaște țestoase pieloasă și s-a dovedit că acesta are rol de senzor biologic care alertează animalul atunci când au loc schimbări ale anotimpurilor și ale razelor solare în general. În interiorul constelației Girafei, oamenii de știință au descoperit două stele albastre masive care fuzionau. În acest an a fost vorba doar despre spațiu. Nava spațială Messenger a fost trimisă să studieze planeta Mercur, iar după 4 ani în care a orbitat-o, s-a prăbușit pe suprafața sa. La 10 ani de la gluma de 1 aprilie a celor de la NASA, conform căreia există apă pe Marte, oamenii de știință au descoperit că, de fapt, există apă lichidă care curge ocazional la suprafața planetei, în ciuda temperaturilor extrem de joase de acolo. Un tip pe nume Sven a deținut recordul mondial pentru cea mai lungă zi de naștere și a durat 46 de ore pentru că a străbătut mai multe fusuri orare pentru a-și atinge obiectivul. Sonda spațială a celor de la NASA a zburat pe lângă planeta Pluto și ne-a oferit o priveliște din apropiere a suprafeței acesteia. Oamenii de știință au descoperit un munte plutitor uriaș din gheață. S-a vândut mai multă apă plată îmbuteliată decât băuturi carbogazoase pentru prima dată în istorie. Căutările zilnice pe Google s-au apropiat de 3 miliarde. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a fost cea mai comună parolă folosită timp de 3 ani la rând. A fost găsit cel mai mare safir stelar în Sri Lanka și a avut puțin mai mult de 1400 de carate. Un paleontolog a descoperit o fosilă veche de 440 de milioane de ani și s-a dovedit a fi cea mai veche ciupercă fosilizată găsită vreodată. Studiile ADN au arătat că specia crocodilului de Nil, care mănâncă orice vietate îi iese în cale, a ajuns până în mlaștinile din Florida. Este amuzant pentru că acolo trăiesc doar aligatori și vorbim despre Florida, un stat din America, nu Nilul din Africa. Un puște de 16 ani a cerut pe internet unui lanț de fast food-uri să îi ofere pe gratis nuggets de pui pentru un an întreg și a funcționat. O campanie aeriană a pus la dispoziție un avion pentru cățelușii care se aflau în calea uraganului Harvey. Nava spațială Cassini a celor de la NASA a găsit o posibilă sursă de energie pentru viață pe suprafața lui Enceladus, unul dintre sateliții naturali ai lui Saturn. Astronomii au descoperit că putem auzi Universul prin undele gravitaționale care provin de la coliziunea a două stele neutronice. Experții au găsit că fructele citrice pot fi găsite chiar la poalele muntelui Himalaya. Au fost găsite picturi rupestre vechi de 65.000 de ani în Spania, create de neandertali. Acest lucru o face să fie prima specie de pe pământ care a documentat istoria. Cel mai vechi mesaj găsit în sticlă a fost găsit în Australia și datează de aproximativ 132 de ani. A fost aruncat în ocean de nava germană numită Paula în 1886. Oamenii de știință au descoperit de asemenea că, spre deosebire de reptilele din prezent, dinozaurii năpârleau treptat.
În timpul unei eclipse solare, cercetătorii au descoperit că albinele au încetat să bâzâie. Probabil au crezut că a venit vremea somnului. Oamenii de știință au descoperit că, deși timpanele noastre nu au nicio legătură cu vederea, ele se mișcă odată cu ochii noștri. Cercetătorii au descoperit că înmagazinăm în jur de 5.000 de fețe în memorie și totuși unii oameni pot reține până la 10.000. S-a estimat că există 10 milioane de găuri negre doar în galaxia noastră. Un nou studiu a arătat că unele specii de păianjen produc lapte pentru puii lor și că este mai hrănitor decât laptele de vacă. Oamenii de știință au descoperit un nou organ în corpul nostru care conține spații mici pline cu lichid și reprezintă 20% din greutatea corporală. Acesta se numește spațiul interstițial și alcătuiește zona liberă sau plină dintre celulele unui țesut. S-a dovedit științific că ne poate fi afectată starea și motivația în mod pozitiv atunci când ne jucăm jocuri video. Deoarece dieta noastră s-a schimbat în ultimele secole, cercetătorii au descoperit că de asemenea dinții și maxilarele noastre au evoluat, ceea ce a alterat modul în care vorbim. S-a dovedit faptul că girafele cu pete mai întunecate sunt mai dominante decât cele care au culoarea petelor mai deschisă. Un alt studiu efectuat asupra albinelor a arătat că ele pot face calcule. Ele pot face adunare, scădere și înțelege conceptul cifrei 0. Vehiculul spațial din cadrul misiunii Opportunity de pe Marte a luat sfârșit după 15 ani din cauza unei furtuni puternice de nisip care a defectat sistemul de comunicație. O pictură furată a lui Picasso a fost găsită în cele din urmă în 2019, după 20 de ani de căutări efectuate de un detectiv de arte. A fost făcută prima fotografie a unei găuri negre care a nebunit tot internetul. Are o masă de 6,5 miliarde de ori mai mare decât a soarelui nostru și se află la 55 de milioane de ani lumină depărtare. Vanta Black este un material care obișnuia să fie cel mai întunecat obiect făcut de om din lume, însă în prezent, inginerii de la MIT au creat ceva de 10 ori mai întunecat. Încă nu are niciun nume, dar acest material absoarbe mai mult de 99,99% din lumina mediului înconjurător. O să fie palpitant să vedem ce se va întâmpla în acest deceniu. Care a fost cea mai interesantă descoperire pentru voi? Ne puteți scrie în rubrica de comentarii. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!